stea și interviu. Da, te cheamă. Te cheamă. A, nu, oricum. Nu, că o să-l întrebe impresii. Să mă fac cu ăsta pe telefon, ca să am net, știi, că dacă n-am abonamentul. Ce să-i zic? Mă, m-ai băgat în gura lupului. Iar pe săracul, da. Frate, mi-ai zis-o pe asta. Nu. Ea știe mai bine. Nu știu ce să-i zic. În primul rând vorbim așa, știi? Și după aia, nu știu. De discuție, cum să-i zic. Și cu Robert, la fel? Robert, vreau să ne întâlnim și cu prima ocazie când ajung. Adică, în primul weekend, sigur voi fi aici. Anita, tu... Nu, te rog, așa să le transmiți. Ok. Uite, mă, și băi, Ioana, aici cine e? Unde? O fiind, dar la urmă. Și mai jos la fel, ce-ai fi? E verișoara mea, nu? Verișoara mea. Și acum nu e cu mine? Când eram vorbărie. Ah, stai, că am văzut-o pe mama ta, nu știe. Mm-hmm. Te duc e mama atunci la teatru și tu nu vrei să ieși. Și era mama ta, eu n-am știut, eu n-am văzut niciodată. A fost și în emisiune. N-am văzut. De două ori. Poate înainte să vin eu și poate n-am văzut eu. De Crăciun și odată, nu știu. A, de Crăciun ce era aici? Și mecherie aici. Da. Viață. Distracție maximă. Știi cu cine aș vrea să vorbesc? Da, nu știu dacă o să am ocazie. Cu roșcata de aici, care a fost mult. Denisa. Denisa. Și Andrei. Poftim? Și cu Andreea să vorbești. Da? Am vorbit cu ea cât de cât așa, știi? Mi-a zis, bă, nu te duce. Și-ați, lasă-mă. Că în frumă emisiunea asta în bâlci. Nu i-am dat dreptate. Din mireasă pentru filme o să se băi, facă circul Globus. Dacă pleci tu, Marian, te plec și eu. Vorbesc serios. Eu nu mai vreau să... Deci, dacă intră și băiatul ăla, n-am nimic, Doamne ferește, n-am nimic. Dar da, se transformă emisiunea aici. Asta din... Ce era, o să se facă circul Globus aici. O să ne fim niște marionete. Se folosesc de noi pentru rating. N-am văzut în viața mea așa ceva. În viața mea n-am văzut așa ceva. Dar sunt la casting, când eu am venit... Andreea, de ce crezi că a plecat? Și-a dat și-a semn. Mai ai vreo și ceri vreo 3 cutii.